Societatea de distribuție a energiei electrice din Buzău execută mai multe lucrări pe strada Constituției. Pentru readucerea trotuarelor la stadiul inițial a fost contractată o firmă care, din păcate, nu execută lucrările așa cum ar trebui. Asfaltul turnat pe trotuare este neuniform, depășește înălțimea bordurilor și este ondulat pe toată suprafața. Ba mai mult, amatorismul drumarilor a ieșit în evidență atunci când au asfaltat și trunchiurile copacilor, condamnându-i la moarte. Este o practică a anumitor firme care intervin pe domeniul public. Chiar ieri am avut o situație de genul acesta pe strada Constituției. Este vorba de o lucrare contractată de distribuitorul de energie electrică cu o firmă din București. Firmă care, nu știu dacă din necunoștință de cauză, dar cel puțin pot afirma fără nicio urmă de îndoială că au lucrat pur și simplu în bătaie de joc. Primăria a sesizat din timp calitatea proastă a lucrărilor de refacere a trotuarelor și a aplicat sancțiuni repetate constructorului. Au fost aplicate 3 sancțiuni contravenționale pentru lucrările executate pe acel trotuar pe strada Constituției, însă respectiva societate a continuat în același ritm și cu aceeași calitate proastă a lucrărilor, motiv pentru care ieri au fost sistate definitiv lucrările până la remedierea tuturor acestor deficiențe. Lucrările vor rămâne sistate pe strada Constituției până când firma va aduce utilajele necesare pentru reușita unor lucrări de bună calitate. Totodată li s-a pus în vedere constructorilor să decupeze asfaltul din jurul copacilor care fusese răzidiți pur și simplu până la coajă. Au fost sistate definitiv lucrările până la remedierea tuturor acestor deficiențe. Am avut o discuție cu reprezentanții firmei, le-am spus că lucrările vor rămâne sistate până când vor aduce la Buzău utilajele necesare, inclusiv cilindru compactor și alte utilaje necesare pentru asfaltare de calitate a trotuarelor pe Constituției. În momentul în care vor avea toate aceste dotări pregătite, le-am spus că li se va ridica interdicția pentru executarea acestor lucrări. Astăzi copacii au fost eliberați din asfalt. Reprezentanții municipalității au precizat că nu va fi semnată recepția lucrărilor dacă firma nu le va executa ca la carte, cu oameni calificați și cu utilaje corespunzătoare.